Și cârnațul, cum îl faceți aici? Acum, înainte, părinții noștri știu că tăiau la bardă, ca cu barda, așa, și de umplu cârnații aveau cornul de la vacă. Da. Pe cuvânt. Da, dar avem la mama aici și ne-am picat acum. Deci cornul de la vacă. Cornul pentru de la vacă le păstrăm. Dar nu chiar așa de mare, știți, numai vârful de la cornul vacii. Da, da, da. Așa, și pe urmă puneau mațul pe corn și tot, știu, s-o făcea mama așa mereu. Puneau o bucățică de carne, puneau un pic de apă și tot, degetul ăsta împingea ca să meargă. Și pe urmă iar întindea cu mâna așa. Acum punem repede mașina de tocat și l-am umplut repede. Și ce punea pe vremuri în cărnaț? Sare și piper. Asta, simplu, simplu. Și usturoiul, strica. Da, usturoi, cât de mult. Să se simtă bine usturoiul.